În urmă cu 2 ani, părinții Alexandrei Măceșanu își vedeau pentru ultima oară fica, înainte ca adolescenta să fie răpită, sechestrată și violată de Gheorghe Dincă. Tatăl fetei rupe tăcerea și dă vina pe autorități, care nu au reușit să ajungă la timp după ce tânăra a apelat la 112 pentru ajutor. Tatăl Alexandrei Măceșanu nu se poate obișnui nici acum cu lipsa acesteia și este copleșit de durere de fiecare dată când ajunge acasă, iar Alexandra nu este. Bărbatul nu și-a luat nici o secundă gândul de la cele întâmplate și încă mai speră la o minune, căci nu crede în ipoteza expusă de autorități, cum că adolescenta ar fi moartă. Ion Măceșanu ia în calcul că ar fi vorba cel mai probabil de trafic de persoane, însă totul a rămas la fel la nivel de anchetă, din cauza numărului mare de martori care ar trebui audiați. O mare durere, mai ales când vine seara și pune masa și scaunul ei este liber. Păcat că statul nu face nimic, mare păcat. Nu doresc la nimeni să treacă o secundă, un minut prin ceea ce trecem noi. La nimeni nu doresc. Le mulțumesc celor care au venit, celor care organizează meeting-ul și celor de acasă care ne susțin. Nu s-a schimbat nimic, absolut nimic nu s-a schimbat. Îmi pare rău că trăiesc în România. Dumnezeu să-i pedepsească. Acești 2 ani au fost foarte grei. Sufletul meu îmi spune că a fost traficată. Ce spune că e moartă, asta nu s-a dovedit, a povestit tatăl Alexandrei. Nici mama fetei de 15 ani nu vrea să accepte această idee, ci dimpotrivă i-a transmis fiicei sale un mesaj în care îi promite că nu va renunța niciodată la ea. Eu vreau să-i transmit Alexandrei un mesaj. Mami, să știi că nu vom renunța la tine niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla, ne-am dat și viața pentru tine, a declarat Dorița Măceșanu, mama tinerei din Caracal. Mai multe persoane s-au strâns în fața primăriei din Caracal la 2 ani de la tragicul eveniment, ținând în mână fotografii cu Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Am venit să protestez pentru că și eu pot să fiu Alexandra, oricine poate să fie Alexandra. Nu se iau măsuri. Ar fi bine să găsim o soluție la acest caz. Am venit ca un simplu cetățean la acest protest, nu le cunoșteam pe fete. Noi toți suntem în pericol. Este groaznic ca după 2 ani să nu se întâmple nimic, a menționat una dintre femeile prezente în fața instituției. Oamenii au protestat în semn de indignare pentru faptul că nici acum, după atâta timp, anchetatorii nu au reușit să ducă cazul mai departe și să afle întregul adevăr. La reuniune au participat și familiile celor 2 fete dispărute, care cred cu tărie că a fost vorba despre trafic de persoane. Nimeni nu a făcut nimic timp de 2 ani de la dispariția lor. Speranța moare ultima. Este greu, nu am cuvinte, dar sperăm și vom spera. Trăim într-un stat corupt, numai minciuni, neadevăruri. Cred că a fost traficată, în niciun caz omorâtă, așa cum spun autoritățile, a transmis Monica Melencu, mama lui Zei Melencu.